Mă, băieți, vă mulțumesc, dar nu știu dacă vreau să țin cont de părerea voastră. Mai bine nu fac eu așa să întreb un specialist, un hairstylist. Bine venit, Georgiana Stavrositu. Bine te-am regăsit. Știu cu cine venit astăzi, cu colega noastră. Eu, o secundă. Mi-ar sta bine, Bob? Foarte bine ți-ar sta, Bob. Ați văzut? Ați văzut? Acum salutați-o pe colega noastră. Primul rând, bună Yo-Yo și bună Georgiana, bună. Da. Și în al doilea rând. Fetelor, în total. Și în al doilea rând? În al doilea rând, de ce să-și-l taie? Nu poate să-și-l prindă cumva, să-i faci tu Bob din ăla... De ce să bați? N-ai auzit de jurături pe principiul ăsta? Da. Bine. Ba, da, deci am zis. Da. Facem un Bob fals, nu-l mai tunzi. Perfect, bun, așa facem. Băieți, v-ați liniștit? Da. Liniștit, stați acolo cu minți, așa. Ce faci eu? Bine ai venit. Bine, bine v-am găsit. Vezi că astea filmă rămâi pe tine. Mereu am emoții când sunt aici. Ai emoții? Un pic. Doamne. Stau foarte dreaptă și hai să vezi că deja părul tău arată mult mai bine de când a pus Georgiana mâna pe el. Așa să-l ții, să-l ții toată ziua. Ce ne înveți astăzi, Georgiana? Uite, am făcut așa un look de Beyoncé și am zis... Am venit cu un ondulator, să știi, care face asta. Dacă te uiți, bucla este puțin mai strânsă sus și mai largă jos. Așa. Asta facem și volumul ăsta, îl obținem cu un ondulator, care este conic, numai că este cu baza mai îngustă jos. Dar bun. Nu este cel... am lăsat aici o buclă, o să o întorc puțin pe Yo-Yo. Am lăsat o șuviță. Ca să vedeți cum se face această blucă. Înainte de a folosi ondulator, chiar și feonul, temperatură ridicată pe păr, nu uitați să folosiți o protecție termică, da? S-a spălat de două ori cu șampon, aplica mască pe lungime. Nu, Yo-Yo? Da, da, da. Ea confirmă acolo. Și apoi am aplicat o protecție termică care să ne ajute să ne protejeze părul de această căldură. Am lăsat o șuviță ca să vedeți cum facem volumul. Ridicăm șuvița în sus când vrem să obținem volum. Se pune ondulator la bază. Dacă vrei mai mult volum, e bine să faci asta aici sus și abia după aia să începi să înfășori bucla, șuvița, practic, pe acest ondulator. Stai cu ea 10 secunde, nu mai mult. După 10 secunde îi dăm drumul și o să le pieptenăm. Mergem pe tot părul, practic, facem cărări și mergem cu buclele orizontale. Nu mergem cu ondulatorul în jos. Da, e altă tehnică. De data asta mergem cu ele numai orizontale ca să avem volum. Vrei mai mult volum, poți pe calotă pur și simplu să faci bucla asta aici, să o refaci doar la bază, da? Perfect. Uite cum se iese bucla. Astăzi primim sfaturi importante, tips and tricks de la Georgiana Stavrositu pentru un păr frumos și cu volum și cum vrem noi să arătăm așa ca din reviste, nu? Exact, da. Întotdeauna dacă vrem volum, trebuie să folosim un texturizant care se poate care ne adaugă volum, da? Care se poate folosi pe uscat. Uite, asta fac și eu, pun aici și prin pieptănare buclele se desfac și capătă mai mult volum. Deci după ce te-ai făcut cu acest ondulator, cam timp de 10 minute, îl piepteni de vreo 5 ori, să zic. Îl piepteni, lași, îl piepteni, lași, pentru că părul are memorie și trebuie să-și capete el forma deja. Uite, și o să vedeți că acest ondulator lasă vârfurile mai drepte, mai naturale, da? Este acel efect de parcă zici că ai avea, să zic, extensii, volum, lungime, dar nu are, Yo-Yo nu are extensii deloc, este părul ei, da? Foarte frumos. Asta este varianta și așa am lucrat pe tot părul, practic, cu cărări paralele. Îți place, Yo-Yo? Da. Ești fericită cu părul așa? Sunt foarte fericită. Așa să videazi înainte la noi, da? Mie mi-a 3 ore dacă vreau să fac așa. 3 ore ți-a? Nu, o oră jumătate. Te duci la Georgiana și te rezolvă imediat. Da. Georgiana, mai am așa o problemă. Adică, cred că toate femeile avem problema asta. Când vrem să ne prindem noi părul, da? Da. Cum facem să ne arate bine și să ne stea părul în coadă, dar să aibă un pic de volum și pe aici să nu stea firele alea așa, nu știu, e foarte ciudat. De asta evit să-l prind de obicei. Să știi că, uite, o să-i prindem lui Yo-Yo așa, un half, doar nu. Ia să vedem. Da? Pur și simplu, dacă vrem să, dacă lei peste, ei are un breton aici și atunci ar trebui să-l ridic destul de mult sus ca să iau și bretonul, dacă vrei să-l prinzi cu totul. Ce vreau să spun este că este foarte important, dacă obișnuiți să-l folosiți, să-l puneți zilnic într-o coadă, da. Sunt fete care îl poartă zilnic de coadă și atunci știi ce fac, îl strâng foarte, foarte, foarte tare, uite așa. Îl îngheață aici sus, da? Pentru că ne place acest volum. Este foarte frumos. Numai că ce vreau să spun este că în momentul în care l-ai prins, vreau să tragem un pic de aici la bază. De ce? Pentru că acest contur, dacă este tensionat maxim într-o coadă sus, uite, o să prind ca să vă explic mai bine, el se poate rări. Atunci ne confruntăm cu, pe un centimetru, pe tot conturul, părul se rărește. Deci aș vrea ca să nu mai faceți acest lucru, da? Deci îl strângem tare, 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 tare. Îl dați cu fixativ sau cu un texturizant la bază, dacă vreți să fie aici mai da.
da, strâns, dar toată baza asta luăm cu degetele un pic și o eliberăm. Pe mine m-a mințit cineva odată, mi-a zis să-l strângi foarte tare, că îți creează un efect de lifting. Așa este. Care o mai strânge părul tare. Să nu cadă. Așa este, creează efect de lifting. Îl poți folosi, dar nu zilnic. Am înțeles. Zilnic această rutină. Perfect, foarte frumos. Mă, Iulia, dar ție stă bine orice coafioră. Te întinerește, dar pe eu, dacă mai întinerim 2 ani... Nu? O să pară minor. Nu, se duce... Oi, deci dacă vrei, de exemplu, să nu-l porți în coada aici pe sus când îl faci haf, pur și simplu îl răsucești și îl prinzi cu două agrafe și cam aceasta ar fi un loc. Și părul acesta îl lași pe laterale. Asta, deci ține minte, da? Nu strângem foarte tare, eliberăm dacă îl purtăm în fiecare zi. Dacă îl porți ocazional, atunci nu este o problemă și poți să îl strângi foarte, foarte tare și să-l fixezi cu o periuță foarte mică, o periuță de dinți eventual, pe care aplici fixativ ca să iei toate firele rebele. Perfect. Georgiana, bun, ce ne mai arăți? Nu mai avem foarte mult timp. Uite, o să o întorc pe eu cu spatele, da, și dacă ne dorim să facem, să avem mai mult volum și să ne prindem părul, dar totuși să-l facem, să-l lăsăm desfăcut, putem să folosim răsuciturile. În cazul în care vreți să aveți volum, răsuciturile se fac legere și se eliberează un pic. Tragem de ele de la vârf spre rădăcină, după care uite, le prindem cu câteva agrafe, sigilăm cu câteva agrafe care se pun în X, întotdeauna, ca să avem siguranța coafurii și părul să nu se desfacă nicicând. Și uite, o să fac pe partea aceasta mai bine încă o buclă lejeră, relaxată, ca să vedeți ce înseamnă, iar pe partea cealaltă o să fac buclele care iau volum. Aici dăm volum, aici luăm volum, ca să vedem mai bine cum arată, da? Încă o răsucitură, lejeră, da, am zis. Da. O tragem de la vârfuri. Tocmai, ca să o eliberăm avem, un pic. Eliberăm, bravo. Da, am învățat. Și punem agrafele în X. Așa, exact. În X și ele atunci au susținere, da? Și pe partea aceasta, dacă vrem să luăm din volum și mi se pare, sunt și fete care au foarte mult păr și atunci, așa spun, să știi că e prea mult păr și nu știu ce să facă cu el și așa, da, mai departe. Exact. Ei, atunci merg pe o răsucitură strânsă, da, pe care o iau și mai adaug păr pe aceeași răsucitură. Uite. Și mă duc așa până jos. Aici e foarte important să te joci cu părul, nu trebuie să ai o regulă anume, doar că răsuciturile astea trebuie să fie fixe. Și atunci, cu cât este mai strânsă această răsucitură, cu atâta se preia din volum. Și poți să te joci. Să știi că noi avem situații în salon în care chiar le alterăm. Punem una cu volum, una fără, una cu volum, una fără. Și atunci să știi că se creează niște coafiri foarte frumoase. Se vede foarte frumos. Mai departe, poți să-l porți pur și simplu așa. Dacă vrei să-l strângi cu totul într-un coculeț, îl iei, ce ți-a mai rămas, îl răsucitezi și l-ai prins într-un coc. La baza gâtului. Foarte frumos. Așa? Îi dăm drum. Și uite, pe fața, aici pe față te joci, depinde cum vrei tu, poți să lași uvițe, nu, desfăcut, părul pe spate. Foarte frumos. Deci adăugăm volum sau luăm volum? Ce-ți place? Ce-i place, eu ce, cum preferi. Cred că luăm. Luăm din volum? Da, da, eu mă luăm un pic. Nu, că are mult păr. Păi la 20 de ani ai mult păr. Asta se întâmplă. 23. 23, te rog. Așa e altceva. Da, fetelor, vă mulțumim tare mult. Georgiana, îți mulțumesc, mă înveți atât de multe lucruri, încât dacă cumva mi se dă libertate de aici, cred că mă fac hairstylist. O să mă fac hairstylist, vin, lucrez cu drag, te aștept. Dacă mi se dă libertate de aici, Ați sesizat exprimarea. De da, sus, bine, hai, mulțumim Georgiana, mulțumim Iorio. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.